Dan Gabriș, sculptor, președintele României. Vreau și eu să fiu. Eu sunt Dan Tufiș. Îmi iau și pseudonim. Dan Tufiș, boschet, președintele României. Să fiu președinte României, zic. Am învins. Îl candidez ca independent, așa. Sunt sărac și curat. Da, fac o baie, pula mea, sunt curat. De la voi. Îmi dau cu lady pizdic. Părațițe. Îmi dau cu lady pizdic. Și după aia vă zic. Bă! Trebuie să facem de-astea. Ce zice Constituția. Și eu habar n-am ce Constituție. Mă doar pe mine în pulă. Ascult așa la căscuță. Bă, seriu, zice Constituția. Ea zice, ce pula mea. Eu zic, bă, zice Constituția că vreau eu să nu știu ce chilul meu să fac. Deci dacă eu sunt tătucul vostru, înseamnă că vă fut toate mamile voastre. Deci în pan spermie, în pan ceva, în zeu pan, în pana mea, pot să nu pun pană, pot să mă duc așa. Să le dau la toate, la gagicile, la blană. Păi acum. Păi tu crezi că nu vrea toată să fută cu președintele României? Am ajuns președintele României. Mă doare în pulă. Păi, ești sculptor, nu? Sunt poet. Cum poet președinte României. Poate să fie cine vrea, pula lui ce vrea. Președinte României. E schizofrenic. Păi cred că ar fi chiar mișto la o țară schizofrenică, că dacă unii socialmente să o analizeze ca schizofrenică, eu cred că aș fi mișto. Ești prea tânăr, n-ai experiență. Mamă, câte pizde am avut la pula mea. M-am plictisit de ele, dar nu mai am pizde. Vreau acum toate pizdele de un pat, palatul Hotro, Coceni. Mă fut acolo în glugă de Coceni. Cum mamă fac gluji de Coceni. Și mă duc și mă fac cu câte o gagică. Cum faci? Păi, văd o secretară, cum? Băi, eu o să fiu de adevărat. Nu mă dau ca Bill Clinton pe Biblie. O iau și-o fut. Secretară, aia câte înregistrez acolo. Vreau să mă înregistrez secretar. Bine îl facă. Sau poate o găsit acolo. Fii atent că la tine în datorile de serviciu trebuie și futai. Cum futai? Povătrai să mănânci jar. Că vreau să te am. Să ar cu tine. Să-ți dau al meu dar. Ce? Pula mea. Să băgăm cremene în amâna. Să sară scânteie.
A venit președintele porno. Exact, vezi-mă, primul președinte porno. Tot ce o să zică. Și când apare eu la televizor, zic, ce? Mă întreabă aia, cum s-a întâmplat întâlnirea cu domnul Putin? Nimic, am trosnit. Am trosnit niște vodka cu el. Cu Putin, da. Și am zis, bă, dă-ne basara bine apoi ăla, n-am chef. Bine, atunci hai să băgăm în chef. Până un altă poate ne înțelegem cândva. Hai Putin, ia dă mie niște vodka. Ăla, aolo, ești original? Zic, bă, sunt original. Hai, bag. Ăla, e Sarkozy? Nu sunt Sarkozy, schimbă pula. Hai, bagă, hai, îmbată-mă. Și mă îmbată Putin. Mamă, bagă la vodka, da, aia bună. E bulangiu. Da, bună, e bulangiu, da, veche. Mișto, originală. Nu, Putin nu merge cu prostele. Ca să pun eu botul. Și pun botul. Mamă, și când pun botul, mamă, o pup, zic, mamă, nevasta mea, Lvov. Ăla, știi de Lvov? Știu de Lvov. Aaaa, fată! Mamă, și când o gălgă, zice, la mamă, ca turbionul are băiatul în el. După aia bulangiu de Putin, trebuie să dau declarații la zere, știi, bulangii, că ăștia te dă un fapt. Și mă duc. Dragi prieteni și tovarăși, ăia, bă, dă-te cu pula mea, ești comunist? Urlă o pizdă de-aia prompteristă. Cum, dragi prieteni și tovarăși? Nici măcar nu suntem prieteni, că n-am făcut cunoștință. Și nici nu suntem tovarăși. Eu zic, bă, aoleu, am o confuzie la contuzie. La deziluzie. Zic, băi, ziariști, dă-vă în pula mea. Bă, mamă, softică, mamă, și dă cu blițurile în freză, fac eu. Dă-vă, mă, pula mea, nu mai văd nimic. Aia n-are nimic, îți dă cu biciurile și îmi dă cu biciurile. Păi gata, atâtea fotografii, gata, ajunge. Unde ajunge? Nu știu unde ajunge. Pe altă planetă, stați așa. Real, bine, hai că stăm. Hai zi ceva, zic eu. Ce declar? Declar că am vorbit cu Putin. Vine Putin și ăla. Și ăla a țiguit. Rezistă și ăla la vodka. Face, băi, am încercat să-l îmbăt pe președintele porno al lui România, dar n-am reușit. La Franța am reușit, dar la ăsta n-am reușit. Se oftică Putin. Mă enervează asta că n-am reușit. Bă, dar s-a pișat pe el, zice Putin. Zice, bă, m-a pișat pe mine. N-are nimic. Urinoterapie, pipi guru. Noi am avut pipi guru, sunt guru. N-are nimic că mi-a schimbat pantalonii, eu între tine zic. Dar de ce mai pune pula mea că m-a pișat pe mine? M-a pișat că n-aveam toaletă, drumul până la toaletă era prea lung. Și atunci m-a pișat pe drum. Ăla, Putin, a, deci nu pot? Păi, nu pot. Deci m-am curățat, sunt adevărat, sunt original. Și ce ești? Sunt afemeiat. Eu îmi fut tot cotroceniu, tot coceniu. Tu ce fuți?
la foarte. Eu fut Kremlin. Păi, bă, noi avem Dracula. Stai acolo, dar e mulți. Ăla, păi și noi l-avem. Pă Lenin. E la Kremlin. Păi, deci aveți și voi ceva asemănător? Lenin? Da. Deci e Dracula voastră, da? Sta acolo, da? Și-l ținem un argon sau nu știu ce pula mea, azot, xenon, nu știu ce pula mea a băgat la băiat. Da? Și-l mai fardă, mă face frumos. Aolo, zine să-l pup? Băi, eu nu-l pupare. Băi, Putin, tu l-ai pupat pe Lenin? Da. Trebuie să recunosc, nu l-am pupat. Mi-e scârbă pula mea. Mă vede fosta mea nevastă care s-a făcut călugăriță până la urmă, că da, nu ne-am mai înțeles. Înțelegi și tu că și tu ai avut probleme, că te știu că serviciile secrete lucrează. Știu și eu, da, nu ne-am mai înțeles. Nu ne-am mai înțeles, asta e treaba. Cine zine domnul Pupi? Nu. Da, te uiți, da, da, m-am uitat. Și cum e? Putin o să recunoască. Păi e cu flojul la bot. Stă așa, e mișto. Și-l ținem așa. Și vreți să-l clonați? Ca pe Uița Doi? Ce nu vreau să-l clonăm? Îl ținem așa, pentru că e un simbol al nostru, al revoluției, alea, alea. Și nu știu, o chestie de atracție. Din oameni se uită la el. Și te duci tu, da. Și nu l-ai pupat? Da. Ce la cum să mă... Păi, nu suntem pe pupături? Ăla cum? Bă, nu suntem perfecți, pupături. Noi suntem poporul, dar pupături sunt pupături. Suntem pupii curiști, pupii moșiști, pupii puliști. Ăla, cum? Nu ne puteți. Dacă vine rușii peste noi, au venit pula. Îi pupăm. Îi pupăm și pe Kalashnikov. Ăla vrea să ne tragă cu trancanul în cap, noi îi pupăm, că pupăm oaște, îi pupăm pe pulă, îi pupăm pe toate alea, suntem cei mai muiști, suntem pupii curiști.